Da, încă un motiv pentru care am plecat iar de acasă, n-am avut chef să stau, e pentru că se construiește ceva acolo, vedeți Macarovea, plin de utilaj aici și nu am, e nașpa, adică s-au descomotul. Puțin, așa. Deci e un zgomot infernal câteodată. Acum am văzut că nu mai e nimeni, cred că s-au dus la masă muncitorii. Și chiar acum plec eu, când e liniște. Mă trezesc dimineața numai cu zgomot de la de bor, mașină, de picamere. Dracu, enervant rău, mai ales că eu cu dacă lucrez de noapte. Vă dați seama că ziua trebuie să dorm câteva ore. E, dorm, așa dorm. Mamă, deci nici nu știu cum să încep treaba asta, mi-e așa cumva, nu știu, după o lună jumate, nu știu cât am lipsit mai exact de pe YouTube, mi-e ciudat să încep să mă filmez din nou singur cum vorbesc. În orice caz, prima chestie pe care vreau să vă spun este mulțumesc. De ce mulțumesc? Mulțumesc pentru că în timpul ăsta cât am lipsit de pe YouTube, nu știu ce s-a întâmplat mai exact, dar pe lângă faptul că a crescut numărul abonaților, au crescut minutele de vizualizare, au de vizualizare, au crescut minutele, vizualizările, pur și simplu nu am făcut absolut nimica. Deci nu am făcut absolut nimica și au crescut, așa că vreau să le urez bun venit celor noi care nu mă cunosc, de fapt nu mă cunosc, deja au început probabil să se uite la video, că de-aia mă gândesc că v-ați și abonat. Sper să vă placă ce o să fac în continuare. Probabil v-ați dat seama și voi cei noi că am cam lipsit. Ați văzut perioada asta lungă de la ultima postare. Și ce vreau să vă spun e stați pe canal pentru că în curând o să vină ceva altceva. Nu vă zic mai mult. Unii din voi știți pentru că am și vorbit cu unii din voi, inclusiv cu unele persoane noi de pe canal care au venit. Și sunt sunt foarte încântat pentru că chiar sunt niște oameni super extraordinari care se uită la mine și de asta vă și mulțumesc inclusiv vouă, celor noi și celor vechi care mă susțin de atâta timp. Mă scuzați că sunt așa, auzi, mă scuzați, mamă, deci nu-mi place că, cu politețuri de astea și sunt emoționat gen. Na, uite-te. E ciudat după o lună jumate să vin din nou în fața camerei. A, uite ce am vrut să vă arăt, că de-aia m-am și oprit aici. Locul ăsta l-am descoperit chiar ieri. Și culmea e chiar aproape de casa mea. Haideți să vă arăt. Frumușel, ce spuneți? A, așa. Deci eu sunt, am venit aici pe un drum de ăsta, așa de... Un drum, o potecă gen. Frumos tot. Și aici jos e drumul principal, pe unde normal merg eu. Fiți atenți cum e jos. Deci fix jos e drumul. Ah, deci... Sure, e o înălțime, ia stați să văd dacă se vede undeva mai bine. Cred că aici. Mamă, deci e... Nu știu, sunt undeva la 50 de metri. În gol. Oricum, zona asta e foarte frumoasă, ce se vede aici. Mamă, cât de frumos se vede, deci... Cred că deja folosesc de prea multe ori cuvântul frumos. Chiar e... wow. Am descoperit încă un drum interesant prin pădure. Chestia că cred că o să las pentru alt video pentru că vreau să fac altceva acum. O
să vedeți voi ce altceva. Așa că, haideți. Ah, ce ciudat îmi stă părul, mamă. E din cauza că merg pe Ninebot și îmi bat tot vântul în față. Așa mi se face părul, da, știu, e nașpa. Unii deja mi-au scris în comentarii mai de mult deja să mă pun, dar vă spun de acum că nu mă pun. Bine, probabil să mă pun, dar foarte puțin. Sunt în Salzburg și prima chestie ce o să fac, nu v-am spus ce o să fac azi, practic astăzi o să fac ce fac eu într-o zi în care sunt liber, nu merg la lucru. Da, am rezolv unele chestii, mă plimb, asta cam fac eu. Și acum am venit aici la un mini mall, ca să zic așa, că nu e mare, e un centru comercial. Ca să-mi cumpăr un alt trepied, pentru că ăsta deja s-a crăpat, are niște probleme, mă rog. Vrei să-mi pierd camera cu el, așa că vreau să-mi cumpăr altul. Let's go! Da, sunt aici pe marginea Salzei, adică râul ăla care curge pe prin Salzburg, trece prin Salzburg. Apropo, faceți abstracție, părul meu e nașpa cum... e nașpa, v-am mai zis de ce. Am venit și eu aici în Salzburg să-mi rezolv niște probleme. V-am zis să mă duc să-mi caut un trepied. M-am dus și până la compania de telefonie de aici și am vrut să-mi cumpăr ceva de acolo și am avut o experiență destul de ciudată, adică nici nu mă așteptam la ea, mai ales aici în Austria. Mamă, deci nici nu știu cum să vă zic, adică pur și simplu e șocant că se poate întâmpla așa ceva aici, într-o țară civilizată. Bun, faza e că eram la coadă, așteptam să vorbesc cu tipul care era la casă și eram cu Ninebot-ul. Îl țineam, era pornit și îl țineam frumos, stea acolo lângă mine. Tot timpul țin să nu cumva să-l fure cineva. Bă, și nu credeți că vine o tipă, o fetiță pana mea de 6-7 ani, pot să bag mâna în foc, că era din România, pentru că era așa cu hainele murdare, pana mea, murdare, toată, că să ia Ninebot-ul să se care cu el. Bine, zicea în germană, dar așa vă dați seama voi ce germană. Și eu vă dați seama că am reacționat, cum adică să-mi iei Ninebot-ul? Se punea cu picioarele pe ea, că se plece, încă s-o și pus invers, dacă te dea dracu cu fața, se întorcea pe acolo cu roțile în sus. Deci erau atâția oameni acolo, ea nu avea nicio problemă, toată lumea se uita, eu chiar nu știam cum dracu să reacționez, nu era nimeni de la pază sau ceva, să o ia naibii de acolo. Bă. Ajungem unii din, de la noi din țară să vină pe aici și să strice o grămadă de chestii și apoi românii sunt răi. Da, normal, sunt răi dacă vezi oameni de ăștia pe stradă, mergi prin Salzburg pe aici și îți locuri în care vezi cerșetori. Dacă te duci la ei și întrebi de unde sunt, numai din România spun că nu, dar până la urmă, dacă intri cu ei în vorbă, sunt români 100%. E enervant că na, te duci undeva, zici că ești român și mulți îți aiurea că na, ne strică țara, ce să mai comentez. Mulți ne și apreciază pentru că muncim, dar pe partea alaltă se știe și de faptul cu țap-țarap, așa se zice aici. Și asta e o chestie nasoană pentru noi. La lucru noi chiar facem bășcălie pe tema asta, că venim să țap-țarap. Da. Chiar nu mă așteptam, sincer.
Nu mă așteptam, eram în mall, eram la casă și vine aia. Deci chiar toată lumea se uita, eu n-am ziceam să vină paza, dar de unde trebuia cu paza, că paza nu era acolo. Bă, nesimțire de aia n-am văzut în viața mea, să mă dea la o parte, căci că să se plimbe doar puțin pe acolo. Păi stai puțin, dacă nu-ți dau voie, ci să te plimbi tu puțin. Deci, numai aici nu mă așteptam să se întâmple așa ceva, sincer. Dar e o nesimțire de aia. Deci au o nesimțire oamenii ăștia. Bă, nu ar munci sau ceva. Sau, de fapt, ce să zic de copilul ăla că să muncească, e mic, dar eu nu înțeleg ce educație primesc copiii ăștia. De fapt, nu primesc educație, cred că fac ceva la părinți. Da, în loc să fie un clip mișto, cum am avut de gând să-l fac, am stricat tot. Am stricat tipa aia, că mi-a stricat tot Feng Shui-ul, chica. Da, chiar nu mai am niciun chef în pana mea să fac nimic acum. Bă, deci încă nu am ieșit din chestia asta. Nu mai am chef nimic, cred că mă întorc acasă. Bă, deci mi-e scârbă de oameni, de ce nu mi-e scârbă? Și fetița, clar, nu mai poate fi educată cât te chinui. Deci nu suport oamenii ăștia. Nu suport. Dar nu avem ce să facem. Da. Cred că avem ce face totuși. Vedem de ăștia cu copii, le luăm frate copii, avem grijă de ei, mă refer într-un gen de plasament sau ceva. Îi educi tot, să nu ajungă ca părinților, fai de capul lor. Da. Păi să văd, poate mă mai prind puțin, mai filmez ceva să vă arăt. De fapt, știți ce? Vă iau cu mine acum. Hai să las camera așa puțin. Să-mi iau geanta. Sper că se aude că bate puțin vântul. Sunt curios cum se aude de pe Ninebot. Ah, drag, era să nu-l pornesc, să plec așa. Hai mă nebunule, ce-ai? Așa. Gata. Ora 34 minute. Hai, m-am pus bine. Am mai pățit-o, m-am pus în poziția greșită, poziția greșită în sens invers. Și dacă te pui în sens invers, pur și simplu te aruncă, că na, te duce în cealaltă direcție. Și e cam aiurea, s-o dai. Mi-am dat o dată, de aia știu, bine mi-am dat, nu am căzut, dar era să cad rău. Ah, uite să vă arăt aici cum arată zona asta. Deci Salzburgul și de fapt Salzburgul, frate, toată Austria e extraordinar de frumoasă. Chiar, nu știu, n-aș mai pleca de aici deloc. Oricum nu mai am de gând să mă mut în România. Nu mai am de gând deloc. Ce să faci acolo? Nu mai ai ce faci. Nimic. A, uite aici frumusețe, frate, mai ales în partea unde e centru, e splendid. Deci e splendid. O să vină clipuri de aici din Salzburg. Deja sunt filmate, doar că o să apară în decembrie. Pentru că o să mai lucrez puțin la ele. O să fie interesant oricum. Mamă, deci ce mișto se vede. Deci aici tot timpul vara e plin de oameni, de copii, de toate felurile, turiști, e full, nu ai cum să calci. Acum văd că e atât de fain, pe partea alaltă încă sunt oameni, dar aici e lejer. Ce am vrut să vă mai zic? Da, fiți pe fază, nu vă dezabonați, în caz că v-ați dezabonat.
pentru că o să vină niște clipuri chiar mișto de aici din Austria. Și nu mai vreau să fac aș fi putut să postez și în continuare, chestia că nu mai vreau să fac aceeași greșeală și să postez clipuri, alt fel de clipuri în afară de travel. Că nu mi se pare ok, mai ales că canalul ăsta l-am făcut strict pentru travel. Deci, fiți pe fază. Nu vă dezabonați și mai verificați acolo din când în când. Plus că la anul părăsesc Europa. Deci, o să vedeți unde o să ajung. Nu vă zic de acum. Mă cerea era să-l calc pe unul. Zburat în fața mea. Bun, ia uitați aici. Cât de mișto. Deci e mortal locul ăsta. Poate mi-a dat. Să-mi spuneți cum se vede imaginea acum, pentru că acum practic imaginea e stabilizată din cauza că țin aparatul într-o mână și merg pe Ninebot. Să-mi spuneți cum vi se pare. E ok sau nu? Aici mi se pare că e stabilizat. Bine, o să văd când o să editez. Acum nu știu exact. Ia, uitați. Deci cât de mișto e. Cât de mișto e locul ăsta. Chiar o să vină un clip legat de Salzburg. Dar vreau să mai lucrez la el pentru că totuși trebuie să-l fac ca lumea. Mai ales că îmi place orașul ăsta la nebunie. Și merită, nu? Fac un clip frumușel. Bun, hai că deja am 10 minute și ceva de când vorbesc, aproape 11 minute. Așa că o să opresc clipul ăsta aici. Da, nu uitați să vă abonați dacă sunteți prima dată pe canalul meu și dați un like dacă v-a plăcut. Cam atât. Ne revedem.